Piese vestimentare din perioada interbelică și nu numai au fost scoase la lumină și expuse într-una din sălile Muzeului Valeriu Literat. Zeci de exponate stau mărturie dibăciei cu care femeile lucrau în urmă cu 100 de ani, cu seturi manuale, fără defecte și înfrumusețate cu fir de aur și argint. De curând am deschis o expoziție care se numește Cusătură, dantelă și broderie săsească. Sunt piese realizate în secolele 18, 19 și 20 și aparțin colecției particulare Carol Philip Search. Piesele sunt valoroase atât prin vechimea lor, dar și prin raritatea. Sunt piese vestimentare, cum avem costumul de nobil sas de secolul 18 din Sibiu. Sunt piese, țesături decorative folosite pentru împodobirea interioarelor caselor săsești. Expoziția de piese vestimentare vechi este deschisă timp de câteva luni, așa că cei interesați sunt așteptați să o viziteze. În total, la Muzeul Valeriu Literat sunt deschise în jur de 30 de expoziții.